Iubiților, textul nostru din, din Deuteronom, capitolul 2, începând cu versetul 1, este un pasaj deosebit de frumos și deosebit de relevant pentru noi. După orice boală, după orice suferință, mai ales o boară serioasă, în care suntem în spital o săptămână, două, trei, sau piciorul este în gips sau ambele picioare sunt în ghips, e o persoană într-o comă pentru o lună, două, trei, un an și din nou se trezește ca prin minune, întotdeauna este un proces de recuperare, un proces de recuperare, un proces în care trebuie să învățăm din nou să umblăm. Eu nu țin minte că am învățat vreodată să umblu. Ține cineva minte? Numai cel care a fost nenorocit în pat o lună, două, trei, patru și a uitat. Și ca și adult a trebuit să reînvețe că trebuie piciorul să fie ridicat, întâi primul, apoi al doilea, apoi al treilea. Mușchii deja trebuie să facă legătură din nou cu creierul. Este procesul acesta de a reînvăța Ceea ce odată deja a fost învățat, sau dacă n-a fost niciodată învățat, trebuie, trebuie învățat din, prim, din primul. Același lucru este și cu mâncarea. Uh, unul din soluții pentru a uh, pierde greutate, uh, pentru durată lungă, este să ne reprogramăm sistemul. Știi cum îți reprogramezi sistemul? Uh, nu mănânci o vreme bună. Noi românii spunem dieta de, de ciorbă de varză Așa, și ca atare o săptămână numai ciorbă de varză până ne iasă pe urechi e, e, și, apoi, și apoi trebuie să reînvățăm We reset our clock Și spunem, auzi, dimineața nu prea am nevoie de nimic, Că nu mă duc la câmp la muncă, ci mănânc mai puțin e, diminea, la, la fel, caloriile număr un sandwich mic și seara un fruct ceva mai mic Doamne, dăm putere și mie. <laughs> Așa. Dar este a relearning. Este un proces de learning și relearning. Cum trebuie să mâncăm, cum trebuie să umblăm, cum trebuie să ne comportăm. Textul uh, uh, la care am meditat data trecută când ne-am uitat la Deuteronom, a fost un text în care Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul Sfânt, ne-a vorbit despre câteva pericole de o pocăință parțială sau de o pocăință inadecvată, o pocăință fraudulentă. Și am văzut căci pocăința aceasta fraudulentă, parțială, întotdeauna va minimaliza păcatul comis. Am văzut căci această pocăință parțială întotdeauna ne va înșela crezând căci acționăm făcând voia Domnului, când de fapt nu facem voia Domnului. Am văzut într-o formă mai scurtă căci această pocăință parțială depinde de încredere personală. Vom merge și ne vom bate. Nu implică pe Dumnezeu niciodată acolo și am văzut că această pocăință parțială duce la faliment întotdeauna. Și am văzut că există o soluție pentru pocăința parțială. Deci, am văzut boală. Am văzut că suntem într-o stare uh, depravată, o stare uh, gravă și am văzut că trebuie, este o soluție pentru această boală și soluția este pocăința adevărată. Marcul, capitolul 1, versetul 15, 16, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți Evanghelia. Acum, atunci când ne uităm la pocăința parțială și Moise sfârșește capitolul 1 cu versetul 45 și 46 spunând în felul următor, la întoarcerea voastră ați plâns înaintea Domnului, dar Domnul nu v-a ascultat glasul și n-a luat aminte la voi. Și ați rămas la Cadeș, unde ați stat multă vreme. Se termină capitolul 1, vede boala, vede problema și începe un drum numit un drum al recuperării. Acest drum al recuperării se poate numi și drumul pocăinței. Acest drum al pocăinței se poate numi și drumul trezirii. Am fost provocați acum seara să ne gândim cum, cum se aude sau cum arată drumul, drumul acesta numit drumul trezirii, drumul pocăinței, drumul recuperării. Moise, în aceste versete, ne arată câteva laturi deosebit de importante ale acest drum care se numește drumul recuperării pocăinței sau drumul trezirii. Haideți să, să vedem care sunt pașii acestui drum al recuperării noastre. Când vorbim despre, despre, acești pași, iubiți frați și surori, în seara aceasta vom acoperi, cred că, doar o primă parte. So this is part one, recuperare, partea 1. Cred că vor fi și partea 2, 3, căci sunt mai mulți, mai mulți pași care trebuie parcurși aici. Și este important de a nota, și voi repeta, cred că, mereu acest, această frază, drumul acesta a recuperării, nu este un drum care îl faci odată și de all. Pocăința, încrederea în Domnul Iisus Hristos, da, nașterea, justificarea, nașterea din nou este o dată pentru totdeauna. Dar drumul recuperării, drumul sfințirii, drumul trezirii este un drum care este absolut normal ca fiecare din noi să fim pe el și să umblăm pe el toate zilele vieții noastre. Așa arată calea recuperării, calea mântuirii pentru fiecare creștin sau ar trebui să arate pentru fiecare creștin. Nu uitați. Moise este la ultima predică din viața lui. Știe că după această predică, după aceste momente la râul uh, când el trebuia să treacă Iordanul, a știut că el nu va trece acolo. Va încredința pe Iosua și Dumnezeu va fi cu Iosua și el va pleca la Domnul. Și a știut că este datoria lui să pregătească poporul pentru a intra în țara Canan. Iubiților, dacă cu adevărat credem din toată inima și cred că venirea Domnului este aproape, este la ușe, atunci nu știm când va fi ultima predică a noastră. Nu știm când va fi ultima dată când putem să ne rugăm Domnului. Nu știm când va fi ultima dată când putem să ne închinăm Domnului, când putem să ascultăm un mesaj și când putem să lăsăm ca mesajul Sfintelor Scripturi să intre în viața noastră, să producă această schimbare. Cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna este un cuvânt acut care trebuie un răspuns acut. Prin acut însemnează prompt, nu cronic, nu de lungă durată, ci trebuie un răspuns imediat cu o decizie imediată de pocăință de hotărâri noi pe calea Domnului. Haideți să vedem deci, care este primul pas al recuperării după Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Primul pas al recuperării, iubiți frate și surori. Este un drum numit drumul reorientării. Drumul numit reorientare. Dacă nu a fost niciodată o orientare, atunci este drumul orientării. Haideți să ne uităm la versetul 1 din capitolul 2. Ne-am întors și am plecat în pustiu. Pe drumul care duce la Marea Roșie. Este un drum al regresului. Este un drum în care avem ocazia să mergem în spate, să vedem ceea ce s-a făcut, ceea unde am greșit. Cum îmi poruncise Domnul și ce spune cuvântul Domnului? Și am ocolit multă vreme muntele Seir. Multă vreme? Dar, Doamne, drumul reorientării, eu aș vrea și poporul Israel ar fi vrut să fie un drum de câteva zile, un drum de o pocăință simplă, am greșit, hai să mergem. Și Domnul a spus, nu. Viața de pocăință nu este așa. Trezirea nu este așa, un vânt ca un foc de paie și repede se stinge. Cât de repede s-a aprins, atât de repede se stinge, nu. Viața pocăinței este o lungă ascultare în o unică direcție. Direcția este Domnul Iisus Hristos. Viața de pocăință este și însemnează stabilitate. Și ca atare poporul acesta care a vrut să treacă repede pasul regândirii, reorientării, este spus de Dumnezeu, poporul Israel absolut nu veți petrece în jurul muntele Seir mai multă vreme. Ce se întâmplă la muntele Seir? Ce se întâmplă în momentele reorientării noastre? Veți încep să mă gândesc. A fi penticostal nu înseamnă că nu gândesc sau nu gândiți. Înseamnă că îți gândim mai bine. A fi penticostal nu înseamnă să ignorăm facilitatea intelectuală de care, cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Însemnează că această facultate intelectuală are o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, o minte sclipitoare și Duhul Sfânt care iluminează. În reorientare, I begin to rethink. Vedeți, um, și ce s-a întâmplat în, cu acest popor timp de 40 de ani predicam odată din deuteronom într-o biserică și uh, un frate român bun, cu, bun avea o, o minte extraordinară după ce am terminat uh, uh, predica, spune frate 40 de ani în pustiu asta înseamnă că au fost peste 40 de mormântări în fiecare zi și m-am oprit și am întors și vă rog și pe dumneavoastră să se întoarceți împreună cu mine la numeri, capitolul 1, versetul 1 și 2. Domnul a vorbit lui Moise în pustiul Sinai, în cortul întâlnirii, în cea din tâi zi a lunii a doua, în al doilea an după ieșirea lor din Egipt. El le-a zis, asta este înainte de a păcătui poporul. Faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel după familiile lor, după casele părinților lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaților. Acum, tot în capitolul 1 din Numeri, versetul 45 și 46, cuvântul Domnul spune în felul următor. Toți aceia dintre copiii lui Israel ieșiți la numărătoare după casele părinților lor de la vârsta de 20 de ani în sus, oamenii de război. Toți aceia din Israel care ieșeau și erau în stare să poarte armele, toți cei ieșiți la numărătoare au fost câți? 603.550. Uh, iubiților, nu trebuie să fim uh, 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 pros la, nici la algebră, nici, uh, uh, nici la calculus. Căci trei, să punem 365 în zilele noastre, de zile într-un an, ori 40 de ani câte zile sunt? 14600. 14600 împărțite la 603550 înseamnă că în medie 41,33 de persoane au murit în fiecare zi. Acum, ce se întâmplă? Reprogramare, da? Primul an, copilul care se naște în primul an, crește în al doilea, în al treilea, în al patrulea, în al cincilea și în fiecare zi sunt 40, circa 40 de înmormântări. La înmormântare ce se vorbește? La înmormântare ce se discută? Dar de ce au murit oamenii aceștia? Oh, o murit pentru că nu s au încrezut în Domnul. O murit pentru cutare, o murit pentru cutare. Și așa, an după an, după an, după an, în fiecare zi, închipuiți-vă câți păstori trebuia acolo la atâtea mormântări, la o teroare, o groază. De ce? Da, oamenii erau tari la cerbice și trebuia reprogramați. Trebuia să gândească din nou și să gândească proaspăt. Vedeți? Uh, Iubitorilor, uh, Dumnezeu is not în a hurry să facă transformarea necesară. La poporul Israel, El a dat edictul O zi, un an pentru fiecare zi în care ați mers în țara și ați făcut spionaj în țara Canaan. Dar în viața noastră uh, nu știm cât este momentul și care sunt ciclele sau perioadele din viața noastră când trebuie să fim re. Programați tânărul, trebuie să fie reprogramat. De ce? Pentru că la tânăr este bombardat cu tot felul de influențe a lumii acesteia. Mass media îl bombardează sau o bombardează. Colegii de la școală bombardează sau rebombardează în fiecare zi cel rău își aruncă săgețile ascuțite în viețile familiilor noastre în fiecare zi. Și noi, ca și pocăiți, avem nevoie de o reprogramare continuă. Și uneori, Dumnezeu permite că nu vrem să dăm concurs la această reprogramare în viața noastră, Dumnezeu permite această reprogramare în care ne oprim, ne orientăm, ne reorientăm și gândim. Nouă de multe ori ne place să facem prea multă gălăgie. Viața noastră este compusă de gălăgie și de gândire. Du-te în, du în mașină. Ce trebuie în mașină? Gălăgie. Radio. Uh, Du-te acasă. Ce se întâmplă acasă? Liniște. Telefon. Televizor. Ban într-o cameră. Ban alta. Când mai avem timp de reflection? De a reflecta. De a ne gândi. De asta să vedem oare ce s-a întâmplat. Observați cuvântul lui Dumnezeu în Ezechiel, capitolul 36, începând cu versetul 31, spune în felul următor. Atunci când poporul Domnului se va reîntoarce la Dumnezeu, versetul 31 spune în felul următor. Atunci vă veți aduce aminte de ce? De purtarea voastră cea... Ce fel de purtare? De purtarea voastră cea rea. Stop! Când a fost ultima dată, când am avut tăria, curajul, sfințenia, trezirea, să reflectăm asupra căii noastre, calea noastră cea rea. Dar nu, fratele Mișcă a spus, auzi, ne place să fim lăudați. Frate, când îmi spui că e ceva baiu cu mine, mă gândesc că ai motive alterioare. Ați spus bine alterioare? Așa. Motive ciudate. Nu că eu am greșit. Vedeți cât de blocat suntem să credem că tot ce facem, facem bine? De aceea Dumnezeu spune Stop! You need to be reprogrammed! Nu știu de unde am învățat. Știu de unde am învățat. Am fost scus în păcat. Păcatul este noi, chiar după mântuire. Păcatul tot acolo este și, cum a spus uh, cuvântul azi dimineață, nu lemnul acesta dă, dă, dă lăstari, încearcă, dacă nu este omorât, dacă nu este junghiat și dacă nu îi se spune, oprește-te odată. Dăm timp și moment să reflectez asupra cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Poporul Israel, când se pocăiește, oamenii când se pocăiesc, reorientarea aceasta este o reprogramare a minții. Trebuie să învățăm să gândim diferit. Vă veți aduce aminte de purtarea voastră ce are ea. Vă veți aduce aminte unde ați pierdut securea. Vă veți aduce aminte unde am luat o raznă. voi aduce aminte unde în căsătoria mea am luat o raznă. Când nu m-am comportat după voia lui Dumnezeu, când nu m-am iubit nevasta, cum își iubeste Hristos biserica, când... Poate a fost în ziua anunții, poate a fost înainte de ziua anunții, poate a fost în luna de miere, poate a fost după ce s-a născut primul copil, poate a fost atunci când am avut ochi pentru altcineva, nu știu când, dar când va s-a întâmplat. Și nu va fi progres niciodată dacă nu-mi reprogramez mintea să spun Leonard, acolo ai greșit. Privirea aceea a fost păcătoasă, a fost scârboasă. Gândul acela nu a fost un gând al lui Hristos. Vorba aceea care ai spus-o în familie nu caracterizează pe un sfânt al lui Dumnezeu. Leonard, ai greșit. Purtarea ta a fost rea. Poți să mergi la câte family seminars vrei. Dacă nu ești gata să recunoști, să spui, Doamne, vreau să mă gândesc. Vreau ca pustiul acesta, vreau să mă învârt în jurul muntelei Seir, până spui tu, ajunge! Nu când spun eu, ajunge, că eu îmi ajunge repede. Doamne, mă doare! Doamne, sentimentele îmi sunt rănite! Doamne, încerc, m-am zbătut în dreapta și în stânga! Și poate că câteodată Domnul spune, bine, să spui, ajunge? Ok, ajunge. Și iară dau în bară. Da, Leonard, te-ai convins? Nu? Ok, iar da în bare. Și de fiecare dată este tot mai greu, tot mai adânc, tot mai adânc me duc. De aceea, Doamne, ai milă de poporul Tău și ține cât dorești Tu pentru reprogramarea minții noastre, un proces care trebuie să se întâmple acut în viața noastră, începând din seara aceasta și să continue toate zilele vieții noastre. Poporul spune, da, veți, vă veți aduce aminte de purtarea voastră ce are, dar îți aduce aminte de faptele voastre care nu erau bune. Tot Ezechiel 36, versetul 31. De faptele voastre care nu erau bune. And that's reprogramming. You see? But this hurts. Asta e reprogramare, asta e regândire. Asta e deja, Doamne, stai un pic. This is too personal for me. Doamne, atinge-te de pratele păstor, atinge-te de dirijori, atinge-te de alții, nu te atinge de mine. Dar Domnul spune, auz dacă vrei progres pe calea credinței, dacă vrei un drum, să știi care este drumul trezirii. Drumul trezirii de multe ori este un drumul tăcerii, că nu se aude nimic și când gândești. Când Duhul Sfânt iluminează mintea, când Duhul Sfânt vine și mă deschide ochii, să văd pentru că nu este natural să-mi văd vina, să-mi văd păcatul și să-mi văd greșeala. Când mă văd, este o minune din partea lui Dumnezeu. Însemnează că Dumnezeu a început să acționeze în viața mea când încep să-mi văd păcatul meu și când încep să plâng în păcatul meu. Iubiților, asta înseamnă săparea adâncă. This means digging deep. Când se construiește un bloc, mare, o structură mare, un zgârie nori, nu se sapă superficial, ar fi dezastros. Se sapă adânc greșelile, patimile, problemele, de unde, care a fost calea pe care am mers, să mergi, de care ne-a îngăduit ca să ajungem în situația aceasta, să pur și simplu să-L blasfemăm pe Dumnezeu. Și o întoarcere înapoi. Versetul 36 din Ezechiel, versetul 31 din Ezechiel 36, partea C. Vă va fi scârbă de voi înși vă. Revival? Do we want revival? Hmm? Do we want uh, uh, Reprogramming? Vrem ca să lăsăm ca Duhul Sfânt să vină în viața noastră, să reprogrameze gândirea noastră. Să ne uităm la noi și să ne fie scârbă. Disgusted. Disgust is healthy. Nu la alții, ci la noi. Iov, când se pocăiește, ce spune? Îmi este scârbă. De mine. O reprogramare în care spunem, Doamne, sunt de acord cu ceea ce spune Cuvântul Tău, sunt de acord cu ceea ce spui Tu și sunt gata să-mi las mintea să fie reprogramată de Tine să gândesc și să am gândul lui Hristos, nu gândul lumii acesteia, nu gândul firii acesteia, nu gândul unui denominații, ci gândul Domnului Isus Hristos. Apoi ne spune, de cine va fi scârbă de noi înșine? din pricina nelegiuirilor și urciunilor voastre. Iubiților, um, uh, Saul din Tars a fost reprogramat. <laughs> <You see? clears throat> Zdravan. He felt confident că face lucrarea Domnului. Cei care l-au ucis cu pietrii pe Ștefan, l-au folosit pe Saul din Tars, pe doctorul din Tars, să fie păzitorul hainelor lor. Și într-o bună zi, Dumnezeu îl confruntă și îi arată ca unei stârpituri. Și mintea lui este reprogramată, da, se roagă trei zile, este atins, îi cald sozii de pe ochi și apoi merge în Arabia trei ani de zile unde se petrece reprogramarea, pentru că reprogramarea nu se petrece peste noapte. De aceea, mare atenție, dragi tineri, creșterea spirituală nu se petrece peste noapte. Unul din calificativele unui slujitor este să nu fie întors la Domnul de curând. De ce? Să nu, să nu dea diavolului ocazie. Căci diavolul în Noul Testament răgnește ca un leu căutând pe cine să înghite. Și ca atare trebuie o gândire profundă în viața noastră, o reprogramare și să permitem Duhului Sfânt să vină în viața noastră și să ne ducă pe această cale numită calea pocăinței, a trezirii, a reprogramării printr-o reorientare reală, biblică, a minții noastre. Ieremia 2, cu 23 spune, priveșteți urma pașilor în vale, și vezi ce ai făcut. The only way true repentance can come este dacă avem constant această imagine în, în mintea noastră, pentru că, dragii mei, vom părăsi locul acesta aici. În câteva minute. Vom merge afară în curte, ne vom întâlni cu prietenii noștri, cu familia noastră. Vom afla tot cine a câștigat Super Bowl-ul. Și deja media și mintea noastră la școală, la lucru, va fi din nou influențată de cei care sunt din afară și ca atare trebuie zilnic această reprogramare, trebuie zilnic, cum îmi spunea tati, o rebalanță a vieții tale, mai băiete. Ce ai făcut? Rugăciunea de noapte nu este doar o rugăciune de formă, este o rugăciune de analiză. Este o rugăciune care împreună cu poporul Israel spunem, stai un pic, Doamne, uite-te ce am făcut! Nu las pe mâine, nu las când sunt supraobosit să fac lucrul acesta, ci, Doamne, luminează-mi ochii și mintea să văd unde am greșit, ce am făcut și dacă am greșit și sigur că am greșit. Doamne, uite, marți m-am dus și-am vorbit ceva care nu trebuia vorbit. Doamne, și-am vorbit împotriva fratelui cutare sau a sorei cutare. Doamne, Tu mă cerșetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scoși și de, de departe îmi în gândul. Doamne am păcătuit împotriva ta. Recunosc că e păcat să bărfesc, recunosc că e păcat să spun astfel de lucruri. Te rog, iartă-mă. Și știi ce spune Duhul Domnului? Bine, te iert. Acum du-te la fratele cutare. tare și cereți iertare ca să fie eliberat. Auci! asta e trezire? Ia! Că dacă nu faci asta, te plimbi, aiurea. Un an, doi, trei. Dacă nu faci asta, dragul meu, ai dat diavolului acces în viața ta. Din nou te minzi? Diavolul care regnește ca leul are acces în viața ta și își bate joc de tine și își bate joc de mine și își bate joc de casele noastre. Pentru că i-am dat acces. Pare simplu. Mântuitorul Iisus Hristos este Domnul nostru și ne-a învățat să iubim dușmanii noștri. Dacă ai greșit împotriva mea, iubit frate și soră, Domnul cred că și mă rog să-mi deie harul să iert pe oricine, chiar și fără să-și ceară iertare, ca să fiu eu liber. Să fiu eu liber. Nu te țin la inimă. Doamne, dăm harul acesta toate zile vieții mele. Dar asta nu înseamnă că ești tu liber. Ești legat. Pentru că Dumnezeu nu te-a eliberat dacă nu te-ai recunoscut. Și dacă n-ai avut curajul să te în business with God, este drumul reprogramării. Este un drum extraordinar de frumos. Dacă înainte umblam strâmb, am învățat să umblu strâmb mulți ani și am crezut că e normal și bine să umblu strâmb. Încă îmi spunea mulți, auzi umbli strâng și așa vedeți de treabă, domnule, ce ai cu mine? Umbli Ei, când mă pocăiesc, când Dumnezeu îmi deschide mintea, când Duhul Sfânt vine în viața mea, deja... Spus, stai un pic, trebuie piciorul mișcat așa, nu târât așa. Dar asta doare, pentru că nu cred că e normal, nu sunt obișnuit. Dar trebuie să mă reobișnuiesc. E calea recuperării. I love this road. Eu am început pe calea aceasta când am avut 14 ani. Și tot pe calea aceasta am rămas. Sunt alte aspecte care le vom discuta cu altă ocazie. Am spus, asta e partea 1. Și în încheiere, iubiți frate și surori, domnilor și domnilor, nu este timpul ca Biserica Domnului Isus Hristos să înceapă reprogramarea Vedeți, este un text clasic al reprogramării în Noul Testament. Știți care este, nu? Roman, capitolul 12, versetul 1 și 2. Dacă sunt, dacă sunt, cei care aveți Biblia dumneavoastră, o parte a reprogramării este citirea normală, regulară a Bibliei. Roman 12, versetul 1 spune, Vândem dar fraților. Frați! pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă preface, să vă transformați, să vă renoiți, să vă treziți, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi, discerne bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Fantastic. Închei okay, cu această. Uh, we all know the song by the New Anybody here like the Newsboys? I like the Newsboys. Some of their songs. <laughs> you have to be qualified here. But there's one song that they've got wrong. Well, there's many songs that they've got wrong. But there's one song that's especially problematic. <clears throat> i am not skilled to understand what god has willed what god has planned why not romans 12:2 and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove that is the good and acceptable and perfect will of god hello god doesn't keep us absent of his will his will is that all people be saved His will is your holiness. So I've changed the lyrics. You know how I like to sing that song? Thank God I'm skilled to understand what God has willed what God has planned. See the difference? We have to be we have to pay attention to the lyrics. De I multe ori din multă râvnă fără multă teologie se încurcă cuvintele. Nu uităm, cântăm teologia noastră și dacă o cântăm sau cântăm bine. Amin. Doamne, pune, pe, pune poporul Tău pe drumul pocăinței, pe drumul recuperării, nu doar pentru o zi, ci pentru o viață întreagă. Amin.